Instrumentul care măsoară viteza unei lucrări muzicale poartă numele de metronom. Acesta marchează prin bătăile regulate ale pendulului intervale egale de timp. În funcție de numărul de bătăi stabilite pe minut, metronomul va emite semnale auditive și vizuale. Viteza metronomului se poate regla cu ajutorul cursorului prezent pe brațul dispozitivului, valorile acestuia fiind cuprinse între 40 și 208 bătăi pe minut. Termenul de metronom provine din limba greacă, de la cuvântul metron, ce înseamnă măsură, regulă. Deși se utiliza de secole, a fost brevetat abia în anul 1815 și definit ca instrument ce ajută la păstrarea tempoului muzical, adică a vitezei de execuție a unei lucrări muzicale. Compozitorul Ludwig van Beethoven a fost primul care a folosit acest dispozitiv, plasând în lucrările sale indicații specifice despre folosirea acestuia în procesul de interpretare. Metronomul poate fi de mai multe tipuri: mecanic, electronic, aplicație pe telefon sau printre opțiunile pianelor electrice. Îl putem numi ceasul muzicii, deoarece funcționează după principiul unui ceas. Știm că ceasul emite semnale auditive la fiecare secundă. Tic, tac, tic. Câte secunde sunt cuprinse într-un minut? Corect! 60! Practic, dacă am fixat metronomul la viteza de 60 de bătăi pe minut, am obține exact durata secundei. Însă, prin ce se diferențiază metronomul de ceas? Metronomului îi putem fixa un număr mai mic sau mai mare de bătăi pe minut. De exemplu, fixându-i 40, acesta va avea o viteză mai lentă decât în cazul secundei. Ar depăși nivelul secundei, ajungându-se la o mișcare moderată. Iar 200 reprezintă o mișcare foarte rapidă. Important metronomul. În primul rând, pentru a ști la ce viteză trebuie interpretată o anumită lucrare muzicală. Execuția unei lucrări este gândită de compozitor într-un anumit tempo. Executând-o mai lent sau mai rapid, ar nuanța diferit modul de interpretare. Un alt aspect important face referire la momentul însușirii unei anumite lucrări muzicale, recomandat fiind studiul la diferite tempouri pentru o interpretare cât mai corectă a melodiei. De exemplu, o lucrare scrisă în tempo allegretto nu va fi abordată direct în această valoare. Studiul se realizează începând cu un tempo lent, apoi crescând progresiv, până la valoarea indicată de compozitor. Metronomul ocupă un rol deosebit de important în studiul în echipă. De exemplu, într-un band. Imaginați-vă, cum ar fi dacă instrumentiștii unui band ar cânta în tempouri diferite? În prezent este mai mult utilizat metronomul electronic sau cel al aplicațiilor pe telefon, atât de util studiului vocal și instrumental.